găsit. Sportul vine uneori la pachet și cu accidente grave care ne pot lăsa cu sechele pe viață. Medicul ortoped Bogdan Codorean ne spune ce trebuie să facem pentru a nu ajunge la un traumatism sportiv și cum ne recuperăm în cazul unui asemenea accident nefericit. Domnul doctor, ce facem pentru a nu ne accidenta atunci când alegem să facem un sport de performanță? Cum ar fi fotbalul, tenisul, baletul, voleiul? Putem preveni doar, să zic așa, accidentările prevenibile. Ok, cum ar fi? Da. Adică am putea preveni rupturile musculare prin un stretching foarte bun, prin exerciții de forță. Musculatura se rupe atunci când obosește. Se rupe sau când, spre sfârșitul unui antrenament, când deja un anumit fascicul muscular a obosit, sau chiar la începutul antrenamentului, la o rupere de rid, în care un anumit fascicul muscular nu rezistă la acele tensiuni. Dacă plecăm de la serviciu și ne ducem să jucăm fotbal, direct, riscul de accidentare este foarte mare, da. Sunt sigură că avem foarte mulți fotbaliști printre noi și să ne spuneți dacă în cazul unui accident rămânem cu sechele pe viață? Depinde, la fotbal, de exemplu. Depinde de accident. La fel, cele mai frecvente accidentări sunt întorsele de gleznă, care dacă sunt tratate așa cum trebuie, nu lasă urmări. Următoarele traumatisme ca frecvență sunt cele a genunchiului, sunt rupturi de menisc, sunt întorse de ligamente colaterale, care de obicei se tratează nechirurgical prin imobilizare, gimnastică, fizioterapie. Meniscurile rupte se tratează la fel în două feluri, în funcție de tipul de ruptură. Coasem meniscul, să-l păstrăm sau scoatem porțiunea ruptă. Atunci când se scoate un menisc rupt, rămân sechele pe viață, pentru că meniscul are rolul de a proteja cartilajul și cu cât scoate mai mult din menisc, cu atât presiunea pe cartilaj crește, apar leziunile de cartilaj și de acolo artroza. Deci poate să lase sechele pe viață. Și deci este un mit sau o realitate că fotbaliștii care pățesc acest lucru cu meniscul nu mai pot juca fotbal? Nu există. Sunt foarte puține accidentări pentru care un sportiv trebuie să se lase de performanță. Dar da, sunt accidentări care poate să lase sechele. Sunt accidentări la copii, cu cât pacientul e mai tânăr și rămâne fără o porțiune de menisc, am dat exemplu, cu atât în timp știm că va avea probleme la nivelul cartilajului articular. Și dacă dăm un exemplu, în cât timp ne revenim dacă avem o dislocare de umăr, de exemplu? Când putem fi la fel ca înainte? Partea proximală a humerusului sare din articulație. Această luxație se reduce câteodată spontan, umărul vine la loc înapoi, altă dată e nevoie să mergem la spital să reducem această luxație. Să ne pună umărul la loc. Da. Cu cât pacientul este mai tânăr atunci când suferă această luxație, cu atât șansele sau neșansa ca el să sufere o altă luxație este mai mare. Cu cât pacientul e mai în vârstă, cu atât șansa să luxeze după aia este mai mică. De obicei, la prima luxație, după ce se reduce, după ce se pune la loc umărul, noi imobilizăm câteva săptămâni umărul, după care pacientul face gimnastică medicală. Dacă reapare această luxație, atunci știm sigur că numai chirurgical vom putea preveni această luxație să mai apară. Și deci rămâne cu o sensibilitate sau nu? Din fericire, tehnicile chirurgicale și tehnologia pe care o avem acum ne permite să rezolvăm aproape orice traumatism sportiv. Același lucru putem spune și despre fracturi. Da, chiar dacă fractura sună mai grav și este mai impresionant când vezi la televizor pe cineva care și-a rupt tibia și peroneul la un meci de fotbal, de exemplu, rezultatele în timp sunt mult mai bune decât la cineva, de exemplu, la care am scos un menisc. Arată mai rău, impresia artistică e mai mare la o fractură, de exemplu, dar de gambă,
dar rezultatele sunt mai bune. Mulțumim frumos pentru informații. Plăcere. Noi ne revedem și mâine.